După ce în aprilie autoritățile l-au reținut pe fostul sportiv Ion Șoltoiană pentru șantajarea unui om de afaceri, ieri procurorii PC Cox împreună cu ofițerii INI și SIS l-au încătușat și pe bărbatul care a comandat șantajul. În urma schemei aplicate de acesta, Șoltoianu și un georgian, tot cu rang de hoț în lege, au reușit să extorcheze de la persoana șantajată 5 milioane de lei. Victima și membrul familiei sale erau amenințați cu violența fizică și cu moartea. Șantajul a continuat și ulterior ispășirii pedepsei cu închisoarea cu implicarea unui bănuit din Georgia cu rang de hoț în lege, care urmează să fie anunțat în căutare de autoritățile din Moldova. PC Cox a publicat o înregistrare audio cu amenințările venite din partea acestuia. Я тебе все кости поломаю, ты. Я твой все и Молдавии тебя и в Одессе везде, где я тебя сейчас поймаю, я тебе в Ты кого напугал, Антора, и того пугает. Я твой маму... Victima are 45 de ani, iar afacerea comună pe care o avea cu bănuitul era în domeniul parcărilor auto. Neînțelegerea pornise de la anumite datorii care, deși au fost întoarse, pretențiile financiare au luat forma ilegală a șantajului în baza diferitor cutume în lumea criminală. Prin urmare, după ce bănuitul ar fi obținut astfel ilegal acei peste 5 milioane de lei, atât bani în numerar, cât și în contul mașinilor de lux, victima l-a denunțat. Ulterior perchezițiilor desfășurate la bănuit în Chișinău, acesta a fost reținut, iar procurorii PC Cox i-au prezentat învinuirea și au solicitat plasarea lui în arest preventiv pentru continuarea investigațiilor și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor care s-ar face vinovate de comiterea șantajului. Amintim că în acest caz, în aprilie curent, a fost reținut și fostul sportiv Ion Șoltoianu, care este și membru al organizației criminale Patron.